Un incident mai puțin obișnuit s-a petrecut noaptea trecută în satul Cervenița din comuna Prunișor. Trei tineri au fost surprinși în timp ce furau arbori, fiind prinși doar după ce s-a tras un foc de armă. Un pădurar a depistat trei tineri la furat de lemne. Aceștia sustrăgeau arbori din extravilanul comunei Prunișor, încărcând materialul într-o mașină. Bărbatul a sunat la 112, iar la fața locului s-au deplasat polițiștii secției Șimian. Făptașii nu au răspuns somației, mai mult decât atât au încercat să fugă, fapt pentru care unul dintre polițiști a tras un glonț pe plan orizontal. Cei trei au fost prinși în cele din urmă. Prejudiciul este unul scăzut, 2 metri cubi, însă cei trei tineri de 21, 25 și respectiv 27 de ani prinși la furat au fost duși la audieri și se vor alege cu dosar penal pentru faptele lor. Polițiștii au surprins în flagrant delict trei bărbați care ar fi tăiat de pe picior arbori. La vederea polițiștilor, cei trei bărbați au încercat să fugă, iar pentru a-i determina să se oprească, unul dintre polițiști a executat un foc de armă în plan vertical, reușindu-se imobilizarea persoanelor în cauză. În urma verificărilor s-a stabilit că cei trei bărbați cu vârste cuprinse între 21 și 27 de ani, toți din comuna Câmna, ar fi tăiat de pe picior mai mulți arbori pe care îi încărcaseră în două autoturisme. Prejudiciul cauzat urmează a fi stabilit și comunicat ulterior. În prezent sunt continuate cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăiere fără drept de arbori și furt de arbori, urmând ca la finalizarea acestora să se propună măsurile corespunzătoare.